bucătăria este zona mea de confort și mi-am propus să ies din ea cât mai des cu putință, dar asta să știți că nu mi-e chiar atât de mare folos, pentru că și în bucătărie și în afară mă copleșesc mirosurile. În dimineața asta în București, de exemplu, miroase a dude zdrobite proaspăt, a frunze de tei și a iarbă verde cosită acum câteva minute. E foarte frumos. Fac o plimbare de 6 km până la radio, până la Europa FM și ar fi bine să mă grăbesc dacă vreau să-i prind pe băieții de la matinal chiar când încheie emisia. Vreau să-i duc undeva. Țin să precizez un lucru foarte important. Am cartelă. Ai? Am. Și merge. Bună dimineața. Bună dimineața, Dinu. Hello, salut. Salut, s-a terminat matinalul? Nu, s-a terminat matinalul. Acum începem Europa Express. Unde-s colegii? Uite aici. Aproape. Și aia ca o mică ședință. Aproape că am ajuns. Intră cu curaj. Bună ziua. Salut. Da, n-aș vrea să vă încurc. Ce faci, Adi? Am venit să te duc în cel mai frumos loc din București. Când, acum? Termin ședința și după aia. Hai că vin. Hai. Ceau. Unde mergem? Hai. Știi unde e cea mai bună șaurma din București? Băi, cea mai bună am mâncat-o eu undeva pe la 1 mai. Na, 1 mai a trecut de mult, imediat e iunie, mâine de iunie. Nu, băi, nu și unde mă duc să mănânc cea mai bună șaurma? Las că vezi tu. Ești singur? Colegii din matinal unde sunt? Unul e un pic șchiop și celălalt nu știu să-l căutăm. Luca! Da. Vino repede, dar repede! Hai încoace! Ta-na-na, salut! Suntem Luca așa, pentru că astăzi ne vom ocupa de critica rațiunii pure și a șaurmei la fel de pure. Da. Pentru că știu că voi mâncați toate mizerile. Șaurmă? Da. Iată. Înghețată? Nu e cu înghețată, dar putem pune peste ea orice. Hai! Practic asta acum? E definiția șaurmei cu înghețată. Fix acum. Hai, gata! Uite, locul ăsta în care mergem acum e un loc pe care l-am descoperit acum vreo 5 ani. Și de atunci încoace și până acum eu n-am mai mâncat nicăieri în București o șaurma mai bună decât acolo. Da. Se și dar vede. Apropo de Naga Jolochia, eu am gustat sos care avea pe etichetă un cap de mort. Și am fost la o masă la un bif de tartar și a adus un băiat. Și eu mâncam în perioada aia, mâncam câțiva ardeiuri buni într-o șaurma, de exemplu, că era perioada de vârf a șaurmei. Era perioada de vârf a carierei tale de mâncător de șaurma. Da. Și ăsta îmi zice, domne, vezi că ăsta e nenorocire, ai grijă cum faci. Zic, n-are mă ce poate să aibă, dă-mi cu așa. Am pus pe vârful cuțitului și am pus pe limbă doar. Băi, m-am sufocat efectiv, n-am mai trăit senzația. Da, se întâmplă, pentru că... am suchițat pe urmă un sfert de oră. Receptorii de durere sunt suprastimulați și în momentul ăla corpul tău secretă foarte mult adrenalină să poți trece peste durere. Și dacă nu ești bine cu pompițele, poți să... le oprești, știi? Da. E complicat să-ți dai restart după aia. De asta se poate întâmpla ca pe sticluța aia să nu fie un desen cu un cap de mort, ci pur și simplu să fie o poză cu capul unui mort. Lucrurile stau cam așa. Am ajuns prea devreme pentru șaurma. Adevărul e că... șaurma la 11 dimineața. Da, la 11 dimineața în țările civilizate nu prea mănânci șaurma. Dar nu e grav. Mergem la o cafea în Gara de Nord. Hai mă că vedem Gara. N-am mai fost de mult la Gara. Da. Mergem să ne amintim de faptul că suntem niște imigranți în capitală. Nu știu, eu nu. Tu nu. Tu ești jet budget și localnic. Tu par cel mai străin dintre noi. Da. Fii ghidul nostru atunci. Hai, du-ne la gară. Bine ați venit. Ne îndreptăm cu pași repezi către Gara de Nord. Proaspăt modernizată. Ăsta este locul din care plecai tu în tabără, nu? Da. Plecam și cu părinții în concedii. La un moment dat. Ăsta e locul în care vedeam noi să ne luăm țeapă de la taximetriști. Da. Să știi că asta cu taximetriști e valabilă și azi, nu? Și e valabilă în toată lumea. În București, în mod special, e valabilă oriunde. Păi stai așa să nu trecem pe roșu, că n-am vrea să fie ultima noastră traversare. Opa! Cafea în Gara de Nord. Un vis. Da, un vis devenit realitate. O suca, cum se cheamă? Că tu ești de locului. Da. Lanțul ăla de pizzerii din anii 90, era celebre locul să tot.
Panipat. Panipat, așa, deci în colț era... Mă rog, era o patiserie care făcea și pizza și prăjituri și toate... Da, era maxat pe pizza respectivă. Uite de aici, din colțul ăsta. De fiecare dată când plecam acasă sau mă întorceam, rupeam pizza. Dacă ajungeam în gară, puteam să fiu sătul că tot mă opream să mănânc o pizza de la Panipat, care era o prostie. E urma între noi, dar la vremea aia, neavând termen de comparație, da. Era genial. Era cea mai bună. Da. Și cu lapte bătut, obligatoriu cu lapte bătut. Ai fost gurman de mic. Da. Luca pare că știe ce vrea. Dar e, da. Cartofi mai puțin decât ai pus lor. Și salată. Ce vrei să spui? Verde. Vreau să-mi pun mai puțin. Nu. Ce vrei să spui cu asta, cu cartofi mai puțin decât ai pus lor? În sensul că mai puțin decât v-a pus vouă. Ia zi, Luca. Dă-mi câteva momente. Pregătiți-vă pentru dublu sau nimic. Da, aș mânca și eu. Mi-a zis ce ești tu, mâna stângă. Adică ori la bal, ori la spital. Adi, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Păi să-mi dea, că uite și tu ce mănânc. Am trăit degeaba. Uite și tu ce mănânc. Dar cum să nu știu ani de zile? Eu care sunt regele șaormei. Eram. Doamne, ce bunătate! Pe mine mă scuzați, eu sunt puțin ocupat. Mai bine nu dăm adresa, că nu o să mai găsim locul de parcare. Ei, cât am prins eu din matinalul de astăzi de la Europa FM, adică George Zafiu și Luca Pastia, domnul Vlad Petreanu, ne pare rău pentru tine. Fă-te chiar bine tare tu. Rău ne pare. Fă-te bine tu, că găsim ceva bun. Ai pierdut ceva iute și bun. Găsim ceva bun și pentru tine în orașul ăsta. Că nu e... aducem și pe tine într-o zi aici. București nu e un oraș chiar atât de rău, pe cât îl laudă unii. A, nu, acum depinde cu cine mănânci. E foarte adevărat. Și cât de bine cunoști locul ăsta. A fost excepțional. A fost bine? Pentru masă. Wow. Ai cuvinte puține, asta înseamnă că nu e rău. A promis că îmi zice la culinaria ce și-a pus în combinație. Da, vă povestesc vineri. Nu e regulă. Băieți, mulțumim, Adi, să rămână pentru masă. Să ne fie de bine. Să rămână pentru masă. Succes, la revedere plăcută. Ciao. Shaorma pe care am mâncat-o astăzi cu băieții de la matinalul Europa FM o să mă coste cel puțin 16 km de mers pe jos. Primii 8 i-am făcut deja, mai am încă 8, în București e destul de cald. Urați-mi noroc, sănătate maximă!